Sufletel, ți-am spus. Ce? Ce sufletel? Hai să ne uităm la televizor dacă nu te culci cu Florian. Ce sufletel? Astăzi vreau să vă prezint un personaj foarte important. Am venit în Parcul Herăstrău să-l cunosc pe fiul Ralucăi de la Bambi. Căci da, Raluca are un fiu, iată-l, are 7 ani și se numește Bubu și este o fiară. Da. Cum așa, Raluca? Bubu Bambi, nu? Sau Bubu Tănase, este băiețelul meu pe care îl iubesc foarte mult și pe care nu sunt în stare să le educ așa cum trebuie. De asta am apelat la instructorul Mihai Nae să mă ajute. Ca orice copil răsfățat de mama lui, Bubu este neastâmpărat, așa că Raluca l-a dus la școală. Așteaptă acolo. Așteaptă. Bravo, bebe. Așteaptă acolo, fâine. Bun. Acum o să-i spuneți din nou să șadă. Șez. Să se culce. Culcat. Uai, o să-l iubesc acum. Nu, oh. Dați-i culcat până la capăt. Culcat. Vedeți că țelul nu s-a așezat până la capăt. Culcat. Spuneți-i așteaptă. Și veniți la mine. Ia să vedem. Așteaptă. Cu fața spre el, dacă doriți, mergeți puțin. Și repetați comanda, așteaptă. Ia să vedem. Foarte bine. Nu ne așezăm, pur și simplu îl mângâiem o dată, luăm lesa și îi spunem pas. Am mers foarte repede, pentru o jumătate de oră am învățat deja să meargă la pas, să se așeze, să stea culcat. Deci am făcut lucruri frumoase, dar a fost foarte greu pentru mine, crede-mă. Și cred că orice mămică de cățel înțelege prin ce am trecut eu astăzi, pentru că mi-era foarte greu să-l văd că este acolo, lângă instructor și că trebuie să facă anumite lucruri pe care el nu le vrea și riposta de fiecare dată. Evident că Raluca îl laudă pe Blănos, dar ce spune despre el instructorul de dresaj? Pentru mine a fost surprinzător, pentru 7 ani și pentru jumătate de oră de lucru, eu zic că a fost mai mult decât extraordinar. Probabil că dacă ar fi început dresajul la o vârstă adecvată, ar fi putut să facă foarte multe lucruri. Se vede că a fost iubit, foarte alintat. Ce puiul lui tata? Șezi? Bravo! Îl răscoați în toate felele, la lint, îl pup, îl iubesc, îmi vine să-l strâng așa de piept și să-l bag în mine. Îi dau să mănânce toate prostiile, știu că nu are voie, dar pentru că plânge lângă mine, nu mă lasă sufletul să-mi fac asta și mai dau așa pe furiș. Nu mănâncă dulciuri, mănâncă carne foarte mult și nu refuză pește, brânză mănâncă și îi place foarte tare. Doarme cu tine în pat? Da, doarme și cu mine în pat, doarme lângă mine, doarme cu capul pe pernă, exact ca un om. Dacă vă întrebați care a fost cea mai mare boacănă pe care a făcut-o Bubu, vă putem spune doar că, la o cină festivă, a reușit să-i sperie pe toți colegii Ralucăi. Mi-au venit într-o zi, într-o seară, să petrecem și noi împreună, să stăm, să mâncăm, să ne simțim bine și nu i-a plăcut lucrul ăsta, a ripostat de tare, încât i-a urcat pe toți pe canapea și pe scaune, nu mai vrea nimeni să coboare lângă el. Asta nu e nimic. Ia auziți cum se răzbună Bubu când nu-i convine ceva. Se răzbună în casă, atunci când îl lăsăm singur mai face pipi pe peptea. Ce faci? Nu pot să cred, Bubu! Ai 7 ani, băiat mare! Păi, cred că special face lucrul ăsta, că am vorbit și cu Mihai mai devreme și mi-a spus că, în general, caută atenția. Nu-i nimic! După orele de dresaj, Raluca este sigură că băiețelul ei răsfățat va deveni mai cu minte și mai ascultător.